Bună seara, doamnelor și domnilor! Suntem în direct pe pagina de Facebook Curaj TV, întreținută de Asociația Hyde Park, un grup neformal constituit inițial la Chișinău, acum valabil oriunde în lume, pentru că și membrii fondatori s-au împrăștiat în lumea largă. Grupul neformal se numește Asociația Civică Internațională Hyde Park și are, iată, 18 ani de activitate. Primii 5 ani am fost ONG formal, după care am intrat underground și suntem săraci, liberi, fără ștampilă, fără cont în bancă, dar vorbim despre ce vrem noi. Azi nu sunt singur, sunt, iată, ajutat și de colegii, colega Irina Bardița și de domnul Cristian Marin. Irina a venit chiar cu o idee de discuție de miercuri seară despre inegalitate, despre discriminarea femeilor în societate și nu e revoltată Irina că de ce nu există preoți, femei preotese, prim-ministri, că iată suntem țara fericită cu speakeră de parlament și președinte femeie, dar prim-ministră n-avem la momentul ăsta. Ci Irina se întreabă și ne întreabă și pe noi de ce nu avem pe aleea clasicilor literaturii române din Chișinău un loc de o destinație turistică, un loc de pelerinaj cultural. De ce nu avem pe aleea clasicilor niciun bust, niciun bust de femeie, de scriitoare femei? Și iată, Irina o să ne povestească acuși chiar despre o inițiativă civică, o adresare la instituțiile abilitate, probabil Ministerul Culturii, Primăria Chișinău și cine se mai ocupă de asta, o adresare ca problema să fie rezolvată și măcar acum, în ceasul al 12-lea, mileniul 3, în secolul 21, să fie instalate pe leia clasicilor măcar 1, 2, 3 busturi de femei ca să spargem gheața. Irina, salutare! Da, bună seara tuturor, celor care ne privesc și vouă mulțumesc că ați acceptat invitația de a discuta acest subiect. Ideea, de fapt, nu mi-aparține mie, vine din partea Luciei Doboroc, o persoană care noi activăm în cadrul unui grup de artiste în mai multe asociații și, respectiv, iată că acum cu noutatea bună pe care ne-a dat-o Maia Sandu, căci ea, dumneiei, a decis să expună mai mulți artiști plastici din Republica Moldova în cadrul președinției și, respectiv, se oferă să fie ambasadoarea artei și a culturii din Republica Moldova. Ce a venit cu astfel de idei, că ar fi foarte bine și de ce într-adevăr nu sunt amplasate busturi pe aleea clasicilor. Din câte cunoașteți, aleea clasicilor este chiar în centrul capitalei și este formată momentan din 30 de busturi de scriitori, de doar bărbați români și basarabeni. Deci din tot ținutul românesc, hai să zicem așa. Inițial proiectul a fost fondat în 1958 și cuprindea 12 sculpturi. Momentan însă cuprinde 30 de busturi și sunt amplasate pe pietre de granit roșu. Printre personalitățile notorii avem pe Gheorghe Anastase, pe Octavian Goga, pe Adrian Păunescu, pare mi se tot este Vasile Alexandrie, evident că avem și Grigori Zgheru. Dar printre acești bărbați scriitori notorii, pe care noi îi respectăm și îi iubim pentru operele sale, ar putea fi și Leonida Lare, care s-a născut în Republica Moldova, la fel în Chișinău, da? Deci în nu cred că s-a născut la Sângerei. Știu sigur că și eu sunt de la Sângerei și născut chiar în aceeași zi cu mine. Da. A decedat la Chișinău, da. A decedat la Chișinău și... sau chiar la București, da. Nu mi-amintesc exact. Nu, la Chișinău. Dar e născută la Sângerei și în 26 octombrie, într-o zi, la aceeași dată cu mine, ca să zic așa. Da, în 49 este născută la Burfuceni și a murit la Chișinău în 2011.
De asemenea, o putem propune și pe Magda Isanos, da, deci care dumneiei este chiar născută la Chișinău, da, și s-a stins la București. Iată, doamna Magda Isanos a fost adicedat la București în 44 și a fost născută în 1916. Și de asemenea o putem propune și pe Lidia Istrație, care s-a născut în 1941 la Sofia, deci Raionul Drochia, și a decedat în 1997, locul morții nu este specificat. Da, deci se pot propune, adică din câte eu cunosc, busturile oricum sunt instalate post-mortem, da? Deci cel puțin avem trei scriitoare, poietese, române, basarabene, da, pe care putem să le înaintăm și să le propunem să facă parte din această alee a clasicilor. Dat fiind faptul că pledăm pentru egalitate de drepturi și pledăm pentru recunoașterea femeilor în artă și în cultura românească basarabeană, da, pentru că astăzi, în perioada contemporană, avem scriitoare pe care am putea să-i dăm nume, la fel cum ar fi Zinaida Isbaș sau Ioana Isaac, da? Deci și mai multe, mă rog, sunt aleatorii aceste nume, mi-a venit acum, pe care am putea să le propunem, dar deoarece bustul se instalează post-mortem, iată, cel puțin aceste trei scriitoare am putea să le propunem. O vreme era prejudecata că și nume de străzi se dă doar post-mortem, dar am văzut că cu Eugen Doga, de exemplu, s-a putut face abstracție și omul e în viață, dar are nume de stradă în Chișinău. Deci, na, poate că degrabă o să avem și clasici în viață cu busturi pe alee. Poate chiar prima să fie o femeie. Nu știu de ce te-ai oprit doar la scriitoare de origine basarabeană, când am putea să ne gândim la Veronica Micle, clasice și Iulia Hajdeu, despre care învățăm în școală, na? Femei. Am început cu reperele care sunt de origini basarabiene, pentru că dat fiind faptul că este aleea clasicilor în Chișinău, dar am zis că doar acestea le-am dat doar ca început, pentru că nume sunt mult mai multe în biografia și am putea să găsim multe personalități notorii de text feminin pe care putem să le propunem, da? Evident că despre Veronica Micle. Dar ceea ce ține despre denumirea străzilor post-mortem, e bine că primarul din Hâncești și are nume, stradă de nume, fiind în viață, adică el s-a autoprogramat, hai să spunem așa. Dar și bătăușul sportivul Ion Șoltoianu are nume de stradă la el în sat, chiar dacă a omorât un om și a stat ceva ani la închisoare. Bun, și Nicolae Timofte are stradă, da? Adică, mă rog, nu este ceva, cum la noi în țara este țara minunilor, este posibil să-ți faci orice de dragul banilor, dacă ai suficiente resurse. Dar noi acum suntem în discuții pentru cultură și iată ce putem face noi la acest capitol, ce propunem și haideți să discutăm despre arta și operele acestor femei frumoase. Colegul nostru Constantin Bobu zice că e mai bine cu onoruri post-mortem ca să nu dea onoruri unuia ca Doga, apoi el să susțină pe deul și să trebuiască să-i se retragă titlurile. Mai bine post-mortem. Pe de altă parte, și post-mortem sunt personaje controversate, cum iată ai pomenit tu Goga, fost prim-ministru în perioada legionară, în perioada interbelică, sau Rebreanu, fost ministru al culturii și tot un susținător al gărzii de fier și al dictatorului Antonescu, deci un personaj politic compromis, controversat. Nu mai spun că și Mircea Eliade a avut simpatii legionare și deci e discutabilă prezența lui pe alea clasilor. Sau mă întreb, Milescu Spătaru, a citit cineva vreodată ceva de Milescu Spătaru, călătorul în China? Cred că a scris niște memorii despre călătoria lui și atât. Da, eu cred că mulți scriitori au avut careva preferințe politice, posibil luând în calcul
regimul care era anterior, da, pentru că înainte, dacă nu erai din dreapta, ai drept și stânga, și ori dacă nu făceai de placul Vlad Mineață, da, pățeai ca și regretatul Paul Goma, care a fost exilat în Paris și practic a avut o viață fără recunoștință ca scriitor în Republica Moldova sau ca și Adrian Păunescu, da? Care la fel a fost nu a fost iubit de autorități pentru verticalitatea pe care a avut-o. Dar în mare parte, dacă o să facem un search în biografia tuturor scriitorilor și recent decedatul Nicolae Davija are și Grigori Vieru, dar haideți să spunem că nimeni nu cunoaște în momentul în care cineva aderă la un partid politic, dar aderă, hai să spunem așa, nu cu scopuri corupte, da? Pur și simplu în acel moment era, pentru că, bine, hai să spunem că pe un partid poate să vină la conducere cu niște ideologii sănătoase, pretinzând că este unul transparent și curat, dar pe urmă, de fapt, poate să se demonstreze contrariu invers. Și în acest caz, nu știu cât de bine are ușare rostul ca noi să judecăm din apartenența politică, odată ce ei nu și-au schimbat verticalitatea, adică nu și-au permis să vândă băcăți de terenuri sau să-și agonisească valori pe spatele averii, pe spatele oamenilor săraci. Domnule Cristian Marin, aveți astfel de probleme acolo la Ploiești, cum avem noi în a doua capitală românească? Ploiești este chiar lângă prima capitală românească. Când era Republica aparte, era Republica de la Ploiești. Cât a fost? Câteva zile, nu? Da, e extins microfonul, pare mi-se, nu? Păi da, da. Nu. El am pornit. Pot să-l pornesc, am instrumente. L-am pornit. Așa. Bună seara din nou. Chiar suntem înfrățiți cu Hânceștiu, dacă nu știați. Cu nu știam. Localitatea Hâncești din Republica Moldova. De fapt, din România, că eu întotdeauna zic Basarabia este România și nimeni nu poate să-mi scoată asta din cap. Îmi place foarte mult ideea dumneavoastră și vreau să vă spun că noi am făcut ceva asemănător la Ploiești și anume, citez din ziarul incomod.ro care a dat știrea, primarul municipiului Ploiești, Andrei Liviu Volosevici, a răspuns pozitiv unei inițiative civice locale prin intermediul căreia tramvaiele din municipiul Ploiești vor fi desenate personalizat. Cine face asta? Un grup de tineri pasionați de artă stradală care dorește ca prin tehnica de graffiti tramvaiele care circulă în oraș să primească o înfățișare modernă și atractivă, prin intermediul căreia să fie promovată artistic imaginea Ploieștiului, astfel să ne reamintim și să le arătăm tuturor de ce sunt mândri că suntem ploieșteni, cu imagini și din dorința de exprima aprecierea față de cel mai mare dramaturg român Ion Luca Caragiale, iată un scriitor pe care doream să vi-l propun și dumneavoastră, dar este bărbat, așa, și mă gândeam de ce nu ați prelua această idee pe troleele din Chișinău, pe tramvaie sau pe ce alte mijloace de transport aveți dumneavoastră acolo. Ideea este foarte bună și în cadrul urbanistic Chișinău, deseori sunt granturi și proiecte care sunt pe baza înfrumusețării și decorării Chișinăului. Ceea ce știu că recent s-a făcut un proiect de pictare a parcului de troleibuze din Chișinău, care a fost desenat la fel de street art artista Izi Izne, Iulia Jeleascova. A fost desenat împreună cu câțiva tot tineri activiști. Proiectul, dacă nu greșesc, era în baza USAID sau a UNDP Moldova.
Deci reprezintă niște imagini cu femei, cu persoane cu dizabilități și tot într-un stil așa grafic. Mai avem câteva pereți și câteva clădiri pictate. Din păcate, arta stradală nu este atât de popularizată și atât de permisă la noi în Republica Moldova. La acest capitol, într-adevăr, este proiectul Urban Street, de care la fel este coordonat de Iulia Jeleascova, Iulie, pseudonimul. Ea este o artistă care a participat în foarte multe concursuri, inclusiv și peste hotare. Lucrările ei puteți să le găsiți chiar pe pereți de la Techwheel sau de la vinăria Atu sau chiar pe stradă, deci ea de obicei reprezintă niște planete, niște cosmosuri. Dar iată ceea ce ziceți dumneavoastră, chiar a fost decorat un parc de trolebuze. Ar fi foarte fain să, în opinia mea, ar fi foarte fain să fie și trolebuzele decorate, dar eu cred că, în deosebire de tramvaiele care au o linie exact, trolebuzele sunt de diferite circulații, hai să spunem așa, și ar fi cam, nu știu dacă coloristic n-ar încurca circulații de drumuri. Eu nu știu, nu sunt specialist în domeniul acesta, ar fi o idee și s-ar putea de propus. Eu cred că ar fi. La noi toată treaba asta o face un artist ploieștean, Călin Silviu, recunoscut în rândul pasionaților de artă cu semnătura MEBS. Și omul face toată asta gratis, deci nu pretinde bani, nu are nicio pretenție. Dar mă gândeam, pentru că tramvaiele și troleibuzele și tot ce aveți dumneavoastră acolo în Chișinău sunt mobile, asta ar răspândi mesajul cultural peste tot prin oraș. Poate mai repede decât o clădire, care nu, clădirea e statică. Dar tramvaiul, troleul, astea circulă și decât reclame la diferite produse, la diferite mâncăruri, snacks-uri, McDonald's-uri și alte prostii de-astea toxice, mai repede o invitație la lectură, mai repede o clădire istorică din Chișinău, gândeam. Apropo de Ion Luca Caragiale, mi-amintesc că în timpul guvernării lui Voronin, președintele pe atunci, Vladimir Voronin, cred că în 2002, în primul sau al doilea an de mandat al lui, a asistat la ceremonia de dezvelire a bustului lui Caragiale pe Aleea Clasicilor și a amintit cu drag cum el în copilărie a jucat într-o piesă în școală, într-o piesă de Caragiale. Și după ceremonia asta de dezvelire sau în timpul ei, un cărcotaș acolo i-a șoptit un consilier la ureche: domnul tovarăș Voronin, dar știți că eu Luca Caragiale nu-i basarabian și nici transnistrian cum e Vladimir Voronin, ci născut la Haimanale, acum parte din municipiul Ploiești. Și Voronin s-a înfuriat și a zis: stop, gata, nu mai permitem niciun bust de români pe Aleea Clasicilor. Și a trebuit Asociația Hyde Park câțiva ani la rând să protesteze pentru bustul lui Rebreanu, care era pregătit, adus, dar nu era voie să fie instalat, a fost instalat abia după căderea comuniștilor în 2010. Normal. Acum n-aș mai face proteste pentru bustul lui Rebreanu, dar atunci, iată, am stat și câteva zile după gratii. Din cauza geografiei, uite cum un președinte a ajuns să interzică pe Caragiale în Chișinău, pentru că nu era Caragiale transnistrean. Sau el n-a știut, era și mai este prostuț, dar iată că o să ajungă din nou în Parlament, că am auzit că candidează cap de listă al unui bloc cu Seceră, Ciocan și Steluță. Cu cinci da, eu zic să lăsăm fosilele în pace cu locul. La noi locul lor e la mauzoleu, dar nu în Parlament. La da, exact. Consilier la Banca Națională, Viorica Dăncilă, deci poți să te închini și cu stânga și cu dreapta, știind că Oleg e ateu, de asta spun. Deci se poate și mai rău, ca să zic așa. Se poate și mai rău, orice om e frică de o plângere penală, cum zicea Viorica.
Sau cum o mai întreba ceva foarte serios când era prim-ministru și i-a zis he-he, da. Răspunsul i-a fost onomatopeic. Sau acum a confundat stadionul național, arena națională, cu Arcul de Triunf. Că i-a spus un moderator la o emisiune, zice, da, nu se pot juca meciuri și pe arena, și pe Arcul de Triunf. Dar cum, zice, îl renovăm și pe ăla, sigur. Mi-am adus aminte, de fapt ea comunica cu șeful Comisiei Europene sau cu un șef de stat ceva și acela i-a zis ceva în engleză și ea, pentru că n-a înțeles, a zis he-he. Bine, da. Cum i-a zis ca Dodu, înveți ceai și nu vă deorgăiți. Da. Ce înseamnă carajale, întreabă Victoria Strinei. Înseamnă, doamnă, un scriitor, dramaturg, de pe timpul lui Eminescu, se pare că erau chiar rivali cu Eminescu pentru inima, da, și grațiile Veronicăi Micle. Și se spune că personajul Cătălin din Luceafărul de Mihai Eminescu ar fi tânărul Ion Luca Caragiale, care e doar cu un an sau doi mai tânăr decât Eminescu și care a trăit mult mai mult decât Eminescu. Eminescu a murit la 39 de ani, dar Caragiale a trăit până aproape de secolul 20, nu? Eminescu îi scria poezii, iar ceilalți Vlahuță, Caragiale, o iubeau, o duceau la film, o scoteau la o înghețată. No, film nu era atunci, n-a prins Veronica Micle și nici Eminescu film. Caragiale poate a prins, dar Eminescu și cu Veronica n-au prins. 6 ani le-a mai trebuit până să apară primul cinematograf și primul în România a apărut un an încă mai târziu. O scotea la un cola, la un... Da. Constantin Bobu ne informează că Caragiale era macedon, doamna Spinei. Ce contează originile etnice? E un mare scriitor român. Și acum râde toată lumea de personajele Farfuridi și Dandanache și Trahanache. Și cât de actuale sunt, dragă Oleg, pentru că tu ești un om de teatru, un om de scenă. Îți dai seama că personajele de atunci sunt atât de actuale și acum. Victoria Spinei parcă își bate joc de noi, ne întreabă, dar cum e în rusă Caragiale? Dar Spinei cum e? Dar Spinei în engleză cum e, doamnă? Cum e în Spinei? Ea găvarit paroschi, ea găvarit angleschi. Da. Dacă e nume, cum se traducă numele, doamnă? Caragiale așa îl cheamă și în rusă și în poloneză și în teutonă și în greacă veche. Dacă tot vorbim de femei, parcă ne propun, Caragiale este pe alee, dar femei niciuna, ioc. Propun să citesc o poezie de-a lui Ion Luca Caragiale, dacă tot... El și versuri a scris. Bravo! Da. Și se numește poezia Cameleon Femeie. Icoana străvezie în cadrul sumbru al vieții, cu părul ei sur, galben, cu ochii închiși albaștri, clipit deodată clară, vis roz al tinereții, cum în obscur azurii apar pribegi bronzii aștri. O văd fugind prin codru cel verde de jugaștri, erat-o albă iluminând poieții, de-a ei priviri focoase ar fi roșii stihaștri, păliți, cloritici, vineți de greu bătrâneții. Purta bucata nufer bujor și violete, înveșmântată magic în dăruite plete și în varii policrome, bibiluri și altițe. Îmi aruncă pupila-i divină curcubeie, dar eu, nebun, zic, spectru, hameleon femeie, fugi, sufletul se negru și matele pestrițe. Cred că vorbea aici de Veronica Micle. Și de remarcat că este în stilul, în ritmul lui Eminescu. Deci l-a copiat, a tras cu ochiul și la Eminescu, în ideea că să mai pună puțin fainoșac și să o cucerească și mai bine pe Veronica Micle, ca să...
acopere și latura asta a poeziei, să fie și mai și decât Eminescu, care scria decât poezie. Da, eu tot bănuiesc că asta a fost ca o piatră în grădina lui Eminescu. Eminescu a scris și el publicistică, a scris, cred că, și o piesă, a scris și proză, nu doar poezie. Eminescu a scris, într-adevăr, tipul, are foarte multă, mă scuzați, foarte multă publicistică și una dintre prozele lui pe care eu o iubesc mult este Sărmanul Dionis, nu știu dacă l-a citit, deci este vorba despre un tânăr dement, practic este o alegorie a artei. Recomand tuturor să o citească, cei care iubesc filozofia lui Eminescu, cu siguranță o să o îndrăgească. Și iată o altă mare personalitate, Andrei Gheorghe, este de la dumneavoastră și el este Andrei Gheorghe, realizatorul de la Pro FM. Știu nu este de la noi Andrei Gheorghe, n-a fost niciodată. Poate a fost în vizită la Chișinău, dar nu e de origine din... Poate îl confundați cu Mitoș Micleușanu, care e basarabean și tot moderat. Andrei Gheorghe, el normal a început activitatea radio la Sky Constanța, dar avea origini ruse pentru că știa, adică la ultimul interviu în care era intervievat de o tânără domnișoară de 10-11 ani, fetița dorea să știe cum e activitatea de radio, ce faci tu pe aici, spune și mie câteva cuvinte în rusă și fetița i-a spus, ia te iubliu, și el cu vocea lui inconfundabilă, ha, 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 ia te iubliu, cac, ia te iubliu, și ce spunea el? Așa, nu știu dacă pronunț bine. Mai sunt români care știu rusește, dar nu neapărat îți basarabieni. Da. Am avut o colegă la facultate, acum e prezentatoare la TVR, o cheamă Mirela Nagâț, de pe la Călărași din România sau de la Slobozia, și a învățat rusă la liceu și știa. Dar n-a fost niciodată în Republica Moldova, probabil. Deci nu te face neapărat basarabian cunoașterea limbii ruse. Sau altă colegă de-a mea s-a apucat să traducă din Tarkovski, dar am dat cum o cheamă, Elena. Este din Rusia. Este din Rusia, zice Wikipedia, Andrei Gheorghe, născut la 14 ianuarie 1962 în Lipețk, Rusia. Deci, poate părinții lui români erau acolo în vizită sau deportați, ceva de felul ăsta. Deci ceva de rus avea. Dar noi nu suntem ruși, noi nu suntem Rusia, noi suntem Basarabia. Da, știu asta, dar zic că e posibil să fie iubit și Basarabia, normal că... Ei, că iubea e una, dacă nu-i Basarabian, asta e cert. Să revenim la temă. Iată, Constantin Bobu propune ca să fie busturile Leonide Lare și poate ale Veronicăi Micle, ci că dacă identificați locurile potrivite. Bună ziua! Pe aleea clasicilor, exact. Nu o să ne băgăm între bărbați, le punem în capăt, acolo o să fie două capete cu femei și după care să punem numai capete de femei până se echilibrează. Și tot Constantin Bobu zice, tot în mod greșit, eronat, să identificați și banii necesari. Din bugetul public la care contribuie în proporție mai mare de 50%, femeile patriei au contribuit la bugetul public și acum să identificăm bani pentru busturi femeiești, dar pentru busturi bărbătești, oare de unde am găsit bani? Exact. În mod normal ar trebui să scriem un proiect sau o idee să înaintăm către Municipalitatea Chișinăului, da, sau unde, sau Ministerul Cultural. Cum vine procedura? Să facem o petiție și respectiv să strângem mai multe semnături, cine este de acord și să înaintăm această propunere cu solicitarea de la partea la mai mulți oameni. Da? Cam așa ar fi procedura. O petiție online pe petiții.com. Faceți o petiție online, adunați semnături și pe urmă o expuneți. După ce se strâng, să zicem, 1.000-10.000 de semnături, pentru că online e mai ușor omului să dea acolo un vot. Da. Și în condiții de pandemie puteți expune frumos acolo,
Așa am făcut noi când am dorit rezilierea contractului cu firma de salubritate. Și până acum am strâns 1000 și ceva de semnături. Da, pe... Deci, Irina, voi deci doar ați avut inițiativa, dar încă nu v-ați adresat autorităților. Eu credeam că noi deja am ați înaintat, făcut-o. Noi doar am pus ca un apropo în cadrul unui alt proiect, adică, mă rog, este legat de un alt proiect cultural, și am dat ca un apropo către președinție, anume ideea aceasta că ar fi binevenit să punem și busturi feminine. Mai ales că Leonida Larea a fost cea care s-a căsătorit cu Ștefan cel Mare, poate facem o uniune, hai să zicem așa, românească. Și a dat domnul. N-am înțeles gluma cu căsătoria Leonidei Lare, dar... Dar nu a fost o glumă. Nu, dar de ce ai invocat tu evenimentul acela controversat? Păi, nu este ca un performance, hai să spunem așa, a dat dovadă de un curaj. Mă rog, lumea se căsătorește și cu poduri și cu multe, dar este vorba despre simbolism, da? Este simbolismul Ștefan cel Mare care a unit în România și pe aleea clasicilor vom unie și femei și bărbați, vom face egalitatea aceasta de gen. Și totodată vor fi și Veronica Mitle, unde va fi ea ca reprezentantă din partea României, hai să zicem așa, deci, ca să unim cultura a întregii României, Basarabia și cealaltă de pe peste Prut. Constantin Bobu zice, apropo de femei, președinta, probabil se referă la Maia Sandu, a premiat mai multe artiste, cred că și dintre surorile Osoianu, eu cred că chiar pe toate, vecinele mele din sat, unde e acum muzeul satului. Foarte bine, da, Maia Sandu s-a... Nu știu, probabil de unde sunt surorile Osoianu, de undeva de la sud, de pe la Cahul, îmi pare. O să ne zic acuș Constantin Bobu. Maia Sandu s-a înconjurat de femei acolo la președinție, cam toate consilierele ei sunt femei, l-a concediat și pe bietul Stepaniuc. Mă mir că nu candidează Victor Stepaniuc, altădată ministru al educației, dacă nu greșesc, la... sau ce, vicepremier a fost el la comuniști. L-a concediat, el era consilier la președinție și l-a dat afară, dar nu cred că pe motive de gen. Sper președinția să fie zgârcită în premii de stat, însoțite de finanțări din buget, fie premiile simbolice, nu finanțate din buget. Nu știu de ce insist Constantin Bobu să ne mai întrebe unde anume pe aleea clasicilor. Evident, nu să înghesuim femei, nu să înghesuim femeile între bărbați, dar le punem ordine. Acolo nu e o ordine cronologică. Inițial era în primele 12 busturi. După aceea s-au amestecat, acolo este și Stănescu și Rebreanu s-a alături și na, deja s-a amestecat în capătul modern al aleei clasicilor, nu mai este ordine cronologică. Și Coșbuc e hăt pe o aripă în stânga, îmi pare că, și Eliade pe aripă din dreapta. Cred că e singurul bus cu ochelare acolo. Femeile să le găsim un loc. Tot pe aleea clasicilor, că nu o să facem o alee aparte, aleea clasicelor. Sigur că în caz contrar ar fi o discriminare evidențiată, adică gen, numai în cap femeile aici, faceți-le o alee aparte și oricum se vor primi femeile aparte și bărbații aparte. Nu, asta ar fi nonsens. Eu cred că în cadrul proiectului, dacă ideea este aprobată și este înaintată, eu cred că persoanele care sunt responsabile de urbanistica Chișinăului ar putea găsi cu siguranță locuri pentru aceste două buze. Constantin precizează că surorile Osoianu sunt din Horești, raionul Fălești, și mai precizează că și Maia Sandu din Fălești, satul Risipeni. Da, mă bucur. Avem ora 10. Avem ora 10. Vedem că alți doritori de a participa în discuția noastră nu sunt, iar Constantin a încercat și n-a reușit să intre pe link-ul pe care l-am dat noi. Dacă vrea altcineva să-și încerce norocul de pe telefon sau de pe laptop, iată, pun link-ul, ups, da, îl pun acum link-ul pe
în comentarii pe Facebook și încercați să intrați cu noi, să comentați tema asta sau să propuneți teme pentru discuțiile următoare. Dacă nu, în câteva minute încheiem pentru că e oră târzie. Între timp, dacă se mai decide cineva, dacă nu, vreau să citesc o poezie de a Leonid Elare, Poietul se numește. Când a intrat poietul în cetate, toți s-au simțit atacați de ceva neînțeles. Și el nu făcea alta decât răspândea în jurul o dulce melancolie. Câțese pe munții de lumină, vorbise în imagini cu trăitorii de acolo, voise chiar să rămână acolo. Printre ei se simțea în largul său, dar trebuia mai întâi să moară acasă. Și iată, întors acasă, îi era dragi oamenii. Îi mușca dorul de trăitori luminați și răspândea în jurul o dulce melancolie. Mergea și tăcea, surâzând ca sieși, ca celor întâlniți în cale, răspunzând în jurul necontenit o pătrunzătoare dulce melancolie. Se pare că e trist, a zis cineva. E melancolic, a răspuns altcineva. Melancolie e fica tristeții, a zis încă altcineva. S-ar putea să ne contamineze copiii, să-i ferim de el, a zis unul. Să-l gonim cât mai grabnic din cetate, a răspuns altul. Cetatea care se ferește de poieți și gonește este o cetate slabă, a zis încă altul. Atunci să lăsăm în pace? A întrebat toți. Să lăsăm în pace, au răspuns toți. Și s-au împrăștiat pe la casele lor. Iar poietul meu a mers tăcut, răspândind în tot orașul o dulce melancolie. S-a ridicat pe zidul cetății, răspândind în tot văzduhul o dulce melancolie. A împins zeci de oști înarmate până în dinți, răspândind în lume o dulce melancolie. A învăluit locul de baștină cu nemurirea sa, răspândind în ceruri o dulce melancolie. Cine ziceai că e autor sau autoare? Leonid Elare. Ah, ok. Și una scurtă, dacă îmi permiteți și mie, de la Magda Isanos, pentru că tot ați pomenit de domnia sa, Veac de sânge. Veac de sânge și de zgură, vâlvătaie de ură, minciuna-i stăpână, urlă, urlă urât și neîngână. Nu mă tem să strig și să chem în numele vieții, în numele dimineții ceva să vină din ruină ca o nouă religie caldă lumină. Strigă în câmpii Dumnezeu, Cain! Ce ai făcut cu fratele tău? Și spicele de grâu se plecau și murmurau. L-am văzut, l-am văzut, l-am văzut pe Abel în țărână căzut. Revista literară, numărul 7, 30 martie 1947. Cine a zis că e autor? Magda Isanos. Ah, autoare. Cred că am citit și eu cândva ceva de ea, dar nu-mi mai amintesc. Pentru că nu doar busturile de pe alea clasicilor lipsesc, dar și tipăriri, discuții publice despre persoanele astea. Când nu prea există în manualele școlare, trebuie revizuite manualele școlare, să apară mai multe femei acolo. Când eram la radio SOS 101,7 FM, ăsta fiind un post de radio cu tentă creștină, penticostală, trebuia să citim numai poezie creștină și așa am cunoscut-o eu pe Magda Isanos. Avea o poezie, Murim cam mâine, e atât de tragic faptul că într-o zi copacii de pe alee, acolo unde sunt, or să mă steie, noi nu mai
numai noi nu vom mai fi a doua zi, ceva de genul. Am auzit această poezie. Și așa am cunoscut-o și m-a uimit așa. E foarte, foarte introspectă și... Simbolistică. Simbolistică, da. Mi-a plăcut. Eu cred... Mi-a plăcut. Eu cred că se poate de înaintat, chiar și în cadrul asociației Hyde Park. Am să mă ocup eu cumva de asta sau o legă și mă ajut cu eu. N-am scris niciodată petiții. Și deci înaintat de asta cu petiția și de transmis de la om la om. Treptat, eu sper că o să creștem în societatea noastră o gândire echidistantă și egală, hai să spunem așa, tolerantă față și de femei pe care să le punem în valoare, pentru că avem cu ce ne mândri, avem activiste femei din toate domeniile astăzi și președinta noastră este un exemplu bun, cu virgulă care ne putem mândri. Și neapărat să o urcați pe site-ul acela petiții.com pentru ca să putem vota și noi din România. Eu cel puțin vă susțin în demers și cu drag să-mi pun semnătura acolo. Eventual vă las link pe Messengerul de Facebook, stimată doamnă, modelul de petiție pe care l-am făcut noi cerând rezilierea contractului, ca să vedeți cum e preambulul, să aveți un model așa de concepere, în atenția primarului, în atenția consilierilor și să vedeți cam cum ați putea o concepe. Și voi, da, cu siguranță. Da, puteți să-i transmiteți lui Oleg, dar Oleg, eu sunt sigur că el are o experiență foarte mare de a scrie petiții, da, așa că... Da, sigur. Cumulând idei din toate părțile, vom alege soluția cea mai optimă. Sigur că... Mă bucură că avem susținere și de peste Prut, asta contează, pentru că doar unii forțele vom putea să facem. Cu mare drag, sunt bun de trâmbițaș, pot să o trâmbițez petiția asta pe toate site-urile, plus pe grupul emisiunii mele. Apropo, vă invit pe grupul emisiunii Reporter Cetățean, este și Oleg acolo. Nu spun mai mult, nu fac reclamă radioului, că nu e frumos să fac publicitate mascată. Oleg, lucrând în media, știe ce înseamnă publicitate mascată și nu vreau să fac asta, dar vă invit cu drag acolo. După emisiune, vă las link. Bun, atunci noi doar încheiem discuția. Eu vă mulțumesc pentru participare și pentru timpul oferit și pentru discuția interesantă. S-a primit o oră literară, culturală și sper că și privitorilor să le fie interesant. Cei care doresc să susțină această idee, să ne scrie în comentarii sau pe curaj. Net, Curaj TV, Curaj MD, pe toate portalurile de curaj posibile. Sunt îndrăgostit de poezie și dacă mă aduceți în universul ăsta al poeziei, pot să recit o noapte întreagă poezii, pentru că îmi place foarte mult poezia. E o genă feminină și în ADN-ul meu acolo, probabil. Nu sunt așa de dur și de pragmatic ca un bărbat. Am o genă feminină acolo, un X în plus la cromozomi, care m-a adus și pe latura asta cu poezia. Cu asta. Da, uite că pe alee avem numai poeți bărbați. Totuși să precizăm că aleea clasicilor nu e doar a poeților, ci sunt și enciclopediști, de exemplu, Dimitrie Cantemir nu cred că a scris versuri, poate că a scris poezie fiul său, Antioch Cantemir, dar nu are bus pe aleea clasicilor. Așa a scris poezie în Federația Rusă, se pare că e întemeitorul poeziei moderne ruse și a fost și ambasador în țări occidentale. Dar Dimitrie Cantemir a fost enciclopedist, a scris muzică, se pare că la poarta sultanului când era ostatic pe timpul domniei lui Taicăsu. Dar el a devenit membru al Academiei Germane de la Berlin
cu descrierea Moldovei, dacă nu greșesc, scrisă în limba latină. Și de acolo am aflat că moldovenii, probabil ca și ceilalți români, sunt cam leneși la citit și dezorganizați și iresponsabili. Deci iată un domnitor care cât un an sau doi a domnit în Moldova, luminat, cultivat, cult, dar care n-a prea putut să ne facă mare lucru decât să ne fixeze, să ne descrie într-un document care a rămas, iată, din secolul XVIII despre noi. Mulțumesc pentru participare, pentru curiozitate, ținem legătura, a fost o lecție de cultură, iată 45 de minute a ținut, o oră academică. Noroc! Mulțumesc, o seară bună tuturor! Seară bună tuturor, mulțumim de invitație!